Astăzi la Telematinal aflăm de ce se zice dragobetele sărută fetele, dar și alte semnificații ale sărbătorii. Cunoaștem un cuplu care sunt împreună de aproape 70 de ani. Alexandru Leahu i-a vizitat și le-a ascultat povestea de viață. Mai avem peste 100 de rețete adunate într-o carte pentru cei pasionați de gătit. Cine e autorul, vedeți în emisiune. Cât de important este somnul pentru copii și cum le facem un regim normal, ne spune un specialist. Ne place vocea ei. Acum s-o admirăm pe Amelia Uzun într-o sală de karate. Tot astăzi ajunge în platoul nostru soprana cu voce de aur, Ana Cebotari. Avem și recomandări pentru un weekend relaxant și frumos. Și un nou videoclip de la Vlada Boțan. Rămâneți aproape! Bună dimineața, vă spunem încă o dată, începe emisiunea Telematinal alături de Anatol Guzic și Mihaela Rudenco. Dragobetele sărută fetele, da? Și am văzut că fata a hotărât să mai încalce un pic regula. Da, știi tradiția, citeam astăzi despre dragobete, da. Și acum tot în acest context, pe timpuri, dar se mai practică, cred că, în anumite zone ale spațiului românesc, da. Când de dragobete, toți tinerii se îmbrăcau în straie de sărbătoare și plecau la pădure să culeagă primele flori de primăvară, știi? Nu știam. Și uite că la prânz era tot însoțit de cântec, de voie bună, și la prânz fetele se întorceau spre sat, fugeau spre sat, iar băieții trebuiau să le prindă și să le sărute, să încerce să le sărute. Și dacă fata, deci dacă fete era dragă de un băiat, da, accepta. Și atunci începea o logodnă și spre seară era anunțată... Atât de rapid. Da, la noi acum timpurile s-au cam schimbat. Cineva un an, doi, trei, cineva 8 ani chiar așteaptă până să ajungă la logodnă, după care alții până să ajungă la... Adevărat. Da, mă rog, așa sunt timpurile. Dar tradiția este tradiția, așa că trebuie păstrată. Da. Și hai să vedem dacă, nu știu, nativii zodiacului sunt îndrăgostiți. Da? Hai nu să știu. Vedem. Începem cu berbecii, de fiecare dată. În seara aceasta vei primi o invitație în oraș de la o persoană pe care o considera interesantă. Interesant. După asta are o șansă berbecul sau are o șansă cealaltă persoană. Nu. Nu e clar. În orice caz, evită să abordezi discuții în contradictoriu sau subiecte sensibile. Este posibil să observi un detaliu esențial pentru a-ți forma o opinie despre această persoană. Enigmă, misterie la berbecea astăzi. Da, da. Ce e cu persoana asta? Rămâne să vedeți. Acceptați invitația, vedeți care este locul în care vă întâlniți și cel mai important e să urmăriți. Da? Tot ce ține să de această persoană. Patru, Taur, este momentul pe care l-ai așteptat de ceva timp, mai exact, vacanța bine meritată. Care dragobete, care vacanță? Nu te mai gândi la locul de muncă și axează-te pe cei dragi pentru a avea parte de momente de neuitat. Fii precaut la alimentație, așa că deci... Probabil că nu pleacă el singur în vacanță, pleacă cu cineva drag. Da, ei și gemeni, astăzi te simți foarte lipsit de energie în această zi. Este recomandat să-ți amâni planurile pe care le aveai pentru seara aceasta. Cu siguranță o vizită la medic este necesară, cât mai rapid. Adică amânăm totuși mergem la medic. Da. Spre seară vei avea parte de un moment special din partea persoanei iubite. Ah, deci asta da, va fi surpriza. Deci e terapie, probabil. Știi, s-a dus la medic și medicul a zis: "Măi, persoana iubită să fie alături de tine pentru că este cea mai bună terapie." Așa. Rac, astăzi îți dai seama cât de important este să dăruiești chiar dacă ai investit mai mulți bani pentru a-ți surprinde partenerul de viață. Fii atent la semnele pe care ți le dă, deoarece va încerca să-ți transmită un mesaj extrem de important. Și dacă persoana este iubită, orice ban este meritat. Absolut. Și eu să înțeleg că voi trebuie să fiți astăzi cu ochii în patru, racii. Nu foarte știu. Atenți, dar voi întotdeauna sunteți foarte ori eu, ori adică... partenerul. Da, da, da. Bun. Dacă nu, noi suntem cu ochii în patru, cineva are grijă de noi ca să fim cu ochii în patru. Corect. Și apropo, o idee foarte bună, deloc mainstream, aș spune, este atunci când de dragobete, că e o zi până la urmă obișnuită, da? În fiecare zi spuneam că și de 14 februarie ne putem arăta iubirea, da? Avem un prilej în plus. Să organizăm, de exemplu, o cină pentru o persoană dragă. Dacă să organizăm o cină, trebuie să putem să și gătim, iar dacă nu putem să gătim, ne inspirăm de la cine dar poate. Dar trebuie mai întâi de toate să ne interesăm ce preferă partenerul, pentru că s-ar putea să o dăm în bară, dacă nu cunoaștem. Să n-aibă alergie la... alergie la fructe de mare sau alergie la carne, sau poate este ro-vegană și noi la un moment dat venim și cu ceva vegan, așa că trebuie să fim foarte atenți. Iar noi în
clipele ce urmează o să vă dăm câteva sfaturi la acest capitol. Da, uitați-vă că Valeria Țurcan are un blog culinar foarte popular. Așa este, pentru ea gătitul este o plăcere și a făcut chiar o pasiune din a experimenta noi rețete, combinații și gusturi. Ei, tânăra a lansat recent prima sa carte gastronomică pe gustul fiecăruia, dar de unde are acest hobby a aflat colegul nostru? Raelian, da, Ion, Ion, el este. Cu drag de rețetele savuroase, gătite acasă și gustul mâncărilor de la bunica, Valeria Țurcan a lansat o carte de rețete pentru pofticioși. Totul a început în 2017, când am zis că trebuie să fac ceva, să las ceva în urma mea. Atunci am apucat, sau peste o perioadă, am apucat să facem traiste și le făceam foarte personalizate, dar eu mereu aveam în plan să scot o carte, nu știam când. Cu toate că am crezut că o să fie mai repede, dar procesul a durat 2 ani. Am început lucrul la această carte în 2021. A studiat dreptul, dar pasiunea pentru culinărie a fost mai puternică. Postează tot ce gătește pe un blog, urmărit de foarte multe persoane. Eu eram pasionată mereu să fac poze și video. Eu făceam vloguri în timpurile când nici nu știam de acest cuvânt, știi? Și odată ce mi-am propus să scriu o carte, am zis că mai bine ca mine nu o să înțeleagă nimeni cum ar trebui să arate acea rețetă. Gastronomia este o artă, de aceea savurăm mai întâi cu ochii. Fiecare rețetă este personalizată și toate fotografiile sunt realizate de ea. Mama, de mică, eu când eram, ei plăcea să experimenteze. Dar totodată când făcea mesele acestea de sărbătoare, ei îi plăcea să pună cât mai multă culoare. Legume, verdeață, știi? Și poate datorită acestui fapt, eu am luat culorile de la ea și plus la toate estetica de a aranja în farfurie. În carte au fost incluse peste 100 de rețete tradiționale din copilăria autoarei, idei de mic dejun, gustări rapide și bucate reinventate. Țin minte, iată, unele rețete care mi s-au întipărit mie. Sunt colțunașii la bunica pe care îi mâncam și găsiți tot aici în carte. Toate rețetele care mi-aduc aminte de acele vremuri. Plus la toate sunt rețete cu carne, pește, rețete reinterpretate, pentru că acum nici nu poți să zici că ceva e inventat. Ok, totul este inventat, doar că noi personalizăm sau facem acea rețetă din produsele pe care le avem. Fritata a ieșit pufoasă și aromată, iar combinația de sparanghel și ciuperci este senzațională. Fulgii de ardei chili i-au dat o notă picantă. Sper să vă placă această rețetă și să o pregătiți cu mare drag. Înainte să dăm în tipografie cartea, eu mereu îmi venea în gând încă o idee de rețetă și zic nu puteam să nu punem în carte ideea aceasta, hai să facem poze. Iarăși sunam designerul și o puneam. A fost un drum foarte lung, greu, pe alocuri stresant, dar uite că am ajuns aici să-mi țin visul. Această carte este și despre iubire pentru ceea ce face cu dedicație, dar și pentru persoanele care o susțin, în primul rând soțul. Îi mulțumesc lui Max. Eu de la început am știut că o să-i dedic această carte lui, pentru că el a fost cel care m-a susținut mereu, el a fost cel care a fost alături și cumva m-a motivat să ajungem până aici. La fotografiat mă pricep, cum trebuie să arate mâncarea, mă pricep cum trebuie să fie la gust, încă și mai bine mă pricep cu gătitul mai slab și avem un plan să facem o rubrică cu mine, cum încerc să gătesc câteva rețete din carte. Așa că să vedem, sper să o scoatem la capăt și cu acest plan, să facem câteva filmulețe de acestea, sper să mă descurc și eu. Da, dar să știți că el e cel mai mare critic al meu, ce ține de mâncare, poze, cum îmbrac, da, eu nu la tot atrag atenția. Și plus asta, noi când am pornit blogul, era ideea următoare. Valeria scria rețeta și eu trebuia să o verific. Eu eram și ca redactor. Și plus la asta eram consumatorul final, care nu știe să gătească. Și eu care nu știam să gătesc, eu trebuia să văd
Băi, e pe înțelesul meu, dacă e pe înțelesul meu, atunci e pe înțelesul tuturor. Copilul care trebuia să facem tot în timp ce el dormea și, de exemplu, nu dormea cât noi planificam, dormea doar o oră, pentru că noi planificam când două ore avem ceva de făcut. Și plus la asta, alte filmări, alte întâlniri și... No, și normal că în astfel de proces tot timpul intervine ceva, dar asta e și toată frumusețea. Nu e doar produs final scopul nostru, dar însă să savurăm din proces. Drumul ei până aici a fost cu emoții, ezitări, dar și cu încrederea că va reuși. Acum își dorește ca această carte să ajungă și în România. Suntem foarte mulțumiți că această carte a ajuns în topul vânzărilor din librăriile din țară, ceea ce chiar nu m-am așteptat, adică cumva chiar nu m-am așteptat și oamenii sunt impresionați de calitatea ei, de poze, de rețete și vă asigur că acesta este un must-have în bucătărie. Eu vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere! Vreau să-ți mărturisesc, Anatol, că și eu tare des apelez la... Gătesc și mai rar gătesc, dar atunci când gătesc, apelez la rețetele Valeriei. Cineva sunt mi-a o spus, ești o fană Valeria. Da, dar cineva mi-a spus că ai acasă o... Ai acasă o carte. O carte? O carte de rețete și tu deschizi cartea doar când ai un invitat care are legătură cu alimentația. E adevărat sau nu? Nu știu cine ți-a oferit această informație. Completamente eronată. Eronată? Eronată, okay. Bineînțeles. Eu gătesc bine. Mai nu nimic, lasă în pauză, discutăm și să vedem cine are dreptate și cine nu. Bine. Ne întreba colega noastră, Natalia, dacă avem omagiați astăzi și bineînțeles că da. Da, vă spunem că la data de 24 februarie este născut și cunoscutul regizor de film și scenaristul Igor Kobilanski. Și chiar dacă are acum o perioadă solicitantă și din câte știm a fost pe platou de filmare până pe la vreo 5 dimineața, a acceptat să intre în legătură directă cu noi. Domnule Kobilanski, vă spunem bună dimineața și la mulți ani! Bună dimineața! Felicitări, vă dorim multă sănătate, multă inspirație și vrem să vă întrebăm cum obișnuiți și cum vă place să vă sărbătoriți ziua de naștere, în liniște, alături de cei dragi sau în plin proces creativ, muncind? Nu cred că am o rețetă neapărat. Dar în orice caz, cred că în ultimii ani ziua de naștere este mai puțin zgomotoasă, să zic așa. Deci cumva mai casnic, probabil, și chiar mai retras. Dar se adună lumea totuși. Cine sunt oamenii care primii vă felicită, așteaptă miezul nopții și la primul minut vă sună? Bine, cei care sună sunt oameni foarte diferiți, de la oameni pe care îi cunosc până la oameni pe care poate nu-i... Nu știu, dar în mod obișnuit cei de alături, cei de-ai casei, să zic așa, sunt cei care nu întârzie să mă fericite. Na? Acum și tehnologiile au evoluat, trăim alte timpuri și pe lângă telefoane și vizitele oamenilor dragi, ne felicităm, mă rog, și pe Facebook. Și e un lucru frumos până la urmă. Veți verifica și acolo postările, mesajele? Le mai verific, da. Dar de multe ori sunt obligat să o fac sau să mulțumesc celor care îmi scriu a doua sau a treia zi. Nu știu, sunt mii uneori. Da, pentru că dacă e să răspundeți la toate mesajele, am impresia că vă ia cu o săptămână, cel puțin. Da, n-am. Noi știm că de curând fiica dumneavoastră, Ana Maria, și-a sărbătorit majoratul. Este superbă și face și voluntariat. Ce relație ați reușit să stabiliți în timp cu ea? Cum au loc la ea sărbătorile astea de ziua de naștere? Eu presupun că ca orice tânăr, probabil, orice sărbătoare este acompaniată cu foarte mulți prieteni și oameni dragi. Iar relația mea cu ea este una extrem de bună din punctul meu de vedere. Foarte frumos. Dacă ar fi să depunem niște amintiri, să facem o incursiune așa în copilărie sau în adolescență, poate vă amintiți o zi de naștere deosebită sau poate vreun cadou aproape de suflet cu această ocazie a zilei de naștere? Păi, cred că mi-amintesc sau cea mai deosebită zi de naștere pe care am avut-o s-a întâmplat probabil prin anii 2000, sfârșitul anilor 2000, când afară era, cel puțin impresia mea era că era nu primăvară, plină primăvară, peste 20 de grade și asta se întâmpla în februarie, iar cadou cel mai frumos, tot probabil Ana Maria mi l-a dăruit când și-a făcut un autoportret și mi l-a dat de ziua ei, cred că avea 6 ani.
Să nu o uitați niciodată. Da, e pus deoparte. Apropo de amintiri, nu știu, vă aduceți aminte, ați fost moderatorul unei emisiuni matinale la un canal care nu mai există, Republica Moldova, și eu vreau să vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine. Eu v-am sunat și eu în anii 2000 și, din păcate, da, nu aveam televizorul în față. Eu sunam de la taxofon și m-ați întrebat cum te cheamă, iar eu voiam anume jucăria aia și nu avem treabă cu întrebarea dumneavoastră. Până la urmă, abia după 10 minute am auzit întrebarea și v-am spus cum mă cheamă, dar ați avut mare răbdare. Vă mulțumesc mult! Cu drag! Domnule Cobulianschi, vrem să vă întrebăm și la ce producție lucrați acum? Păi, acum suntem pe baricade cu un lungmetraj care se numește Comato Gem și e o coproducție, să zic așa, română-moldavă, sprijinit de CNC Moldova, CNC România. Un film pe care îl dezvolt cumva de foarte mult timp, cred că sunt peste 5 ani de când îl am pe hârtie și în cap. Și na, pariul este destul de mare, pentru că e un film complicat, în condiții grele de făcut. Cine face parte din distribuție? Cu cine lucrați din actori? În distribuție fac parte, mă rog, actori și din Moldova, dar mai cu seamă din România. Este Andrei Orodici sau Daniela Nane de la Chișinău, tocmai a terminat filmările, Igor Chistol și mulți alții. Actori mai tineri, mai în vârstă, probabil se remarcă, să zic, extrem de talentatul și binecunoscutul Gheorghe Visu. E o producție care abia s-a lansat. Suntem la 5-a zi de filmare și, într-adevăr, noaptea asta a fost una destul de complicată și grea, pentru că orice filmare de noapte presupune complicațiile ei. Dar pentru ziua de astăzi, v-ați luat liber sau nu? Întâmplarea face, da, să am liber astăzi, dar n-a fost cumva o intenție a mea. Așa a ieșit un grafic al producției să avem liber astăzi. Noi sperăm că mă voi bucura. Noi sperăm că sărbătoriți, nu consultați scenariul, poate decupajul, pentru că desigur se întâmplă așa. Nu cred că îmi va ocupa mult timp sărbătoarea, dar scenariul da. Mă rog, tot ce înseamnă producția de film la un regizor nu înseamnă doar ziua de filmare, ci și foarte mult investigație, să zic așa, și concentrarea asupra scenariului, nu doar în timpul orelor de filmare, dar și mult, mult, mult în afara lor. Noi și seara și dimineața și în tramvai și oricând și oriunde. Da, în orice circunstanță, știm că sunteți foarte dedicat meseriei. Vrem să vă întrebăm care sunt tendințele acum în cinematografie, atât în spațiul românesc, cât și pe plan internațional. În ce măsură ne reușește să îmbinăm autenticul, jocul autentic al actorilor cu posibilitățile pe care ni le oferă tehnologiile? Și apropo de tehnologie, am văzut acum Avatar 2, James Cameron a venit cu noi tehnologii, bine, a lucrat 13 ani, dar parcă cumva tot schimbă percepția despre cinematografie. Nu, n-am să vă pot răspunde la o întrebare care presupune de fapt a fi câteva. Nu știu să zic exact care este tendința și cred că în principiu tehnologiile doar sau fac un lucru extrem de util, ajută pe oricine dacă are talent să se manifeste și să creeze și aceleași tehnologii din sprijinul probabil a îmbunătățirii unei povești care poate fi făcută de la, sau mă rog, de maestri sau de studiouri hollywoodiene importante până la cel care pur și simplu alături de un camarad ia o cameră în brațe pentru a spune ceva. Da. Deci cumva tehnologiile sunt extrem de utile și prietenoase, să zic, pentru cinematografia, pentru că brusc dintr-o artă, să zic așa, sau industrie elitistă, devin permisive și oferă tuturor posibilitatea de a se afirma.
Așa este, important să avem ce spune. Apropo tot de tehnologie, tot se aude un zvon și zvonul ăsta cumva circulă de acum 10 ani că tehnologiile vor avansa atât de mult încât vor înlocui actorul. Cum credeți? Se va întâmpla lucrul ăsta? Nu. Un răspuns care m-a liniștit, să știți. Nu cred. Adică, da, probabil, posibil într-un viitor foarte îndepărtat. Deocamdată însă nu cred că va exista vreo tehnologie, vreo mașinărie care va putea plânge la fel cum o face un actor, râde la fel cum o face un actor. Și nu cred că tu ca spectator vei putea empatiza cu o mașină mai mult decât o faci pentru un om. Așa este. Domnule Cobulanski, noi vă mulțumim tare mult pentru că ați găsit timp să intrați în legătură directă cu noi în această zi extraordinară. Multă sănătate și inspirație încă o dată și să aveți o zi așa cum vă doriți. Mulțumesc foarte mult! O zi bună! Uite așa, dragilor, am discutat cu regizorul Igor Cobulanski. Mi-aduc aminte de acele frumoase clipe pe care, bine, peste aia mi-am dat seama, am văzut și am aflat că este marele regizor și da, a fost o întâmplare foarte amuzantă. Râdeau de mine părinții când ei nu înțelegeau și voiau să spun, măi, te întreabă, cum te cheamă? Eu nu vedeam televizorul, nu auzeam. Se auzea foarte rău în telefon și abia perceptibil ca din departare zic, cum te cheamă? Zic, Anatol, foarte bine, care jucărie vrei? Aia, bine, timp de 10 minute. În fine, uite așa, amintiri frumoase. Am trecut și eu câteva casting. Bine, n-am trecut, am încercat să prind câteva castinguri la regizor. Deocamdată încă nimic. Dar m-am bucurat că tehnologia nu sunt locuiesc actorul. Nu, asta ar fi sigur că nu, că e adevărat, spectatorul n-ar putea empatiza deocamdată, cred, cu un robot mai mult decât cu o persoană umană. Nu știu, dar uite ce se întâmplă la Avatar, de exemplu, oamenii au impresionat de toată imaginea aia și care par reală. Avatar 2, să știi că mai multă lume care a fost a zis că da, din punct de vedere al tehnologiilor, e cu adevărat impresionant, dar pe plan scenaristic, gen dramaturgic, da, acolo scârție, da, și nu este totul bine. Și Steven Spielberg zicea că tehnologia trebuie să ajute a povesti istoria, exact, dar nu trebuie să înlocuiască tehnologia istoria. Absolut, de acord. E și pentru că bun, pentru că astăzi marcăm dragobetele, să știți că această zi poate fi un prilej pentru fete și băieți de a se aduna și a face cunoștință. Aici vorbeam noi de tradiții, obiceiuri, măi, se practicau pe timpuri multe în această zi și eu propun să aflăm în continuare care sunt acestea. În ziua când păsările încep să-și construiască cuibul, iar copacii încep să înflorească, românii de pretutindeni marchează dragobetele. Cap de primăvară, cum mai este cunoscută în unele părți, sărbătoarea semnifică un nou anotimp și începutul anului agricol. Există mai multe tradiții și obiceiuri legate de această zi. În trecut, tinerii se îmbrăcau în haine de sărbătoare și mergeau într-o pădure, unde băieții culegeau flori. Din ele făceau buchete sau erau puse într-un vas cu apă, în care fetele își spălau părul în timp ce recitau o poezie magică. Dacă unui băiat îi plăcea o fată, trebuia să alerge după ea și să o prindă. Când sentimentele erau reciproce, fata îl săruta ca o dovadă a iubirii. Zăpada zânelor este un alt obicei. Tinerele necăsătorite adunau ultima zăpadă, care se credea că e compusă din surâsul zânelor. Fetele o topeau, apoi își spălau fața cu ea și obțineau o frumusețe răpitoare. Strămoșii noștri credeau că la sfârșitul iernii, păsările zburau constant pe cer pentru a încheia o așa zisă logodnă. Astfel, în semn de prețuire pentru păsări, oamenii nu aveau voie să sacrifice animale, să practice țesutul și nici activitățile gospodărești sau munca în câmp. Culesul ghioceilor este o altă tradiție de dragobete. Florile erau folosite în descântece și ritualuri de sărbătoare care îți preziceau ursitul.
În ceea ce privește semnificația termenului de dragobete, există numeroase explicații, însă cel mai probabil acesta își are originile în cuvântul dragoste. Nu e neapărat să țineți cont de sărbători. Important e să nu uitați să spuneți persoanei dragi un sincer te iubesc. Sunt mai multe tradiții și obiceiuri pentru această sărbătoare. Avem și un calendar istoric acolo, la fel, o să vorbim despre, o să completăm cele aduse de dragobete. Știi că îți spuneam asta, istoria asta, tradiția cu dragobetele sărută fetele, atunci când băieții prind fetele și trebuie să le sărute. Uh-huh. Și cei care, că se dă și o petrecere, se dădea cel puțin în sat o petrecere cu ocazia logodnei. Așa. Așa, și cei care participau la aceste petrecere cumva vor și se bucurau de dragoste, înseamnă că vor avea un an plin de iubire, iar cei care nu vor fi feriți de boli și de febră, cel puțin asta zice tradiția populară. Păi dacă nu pentru iubire, măcar cel puțin pentru sănătate putem să facem aceste lucruri, da, ce țin de obicei și tradiții, nu? Bun. Orice experiență din viață e cumva așa, ca o cărămidă pusă la temelia, nu știu, a inteligenței noastre, exact, a poveștii noastre la și vieții. Știu foarte bine că tu, prin intermediul emisiunii pe care ai istoric cu Tâlc, în fiecare duminică la ora 22, încerci să descoși invitații, cărămidă cu cărămidă, cum s-ar spune, da? Da, să vezi exact. Da. Și tu la fel faci. Dar tu mai ușor, pentru că tu cu vinul. Dar când îi propui omul un vin, el se dezleagă limba acolo. Apropo, deci accesul la căsuțele alea care sunt închise în interiorul minții omului e mai rapid. Vinul e doar un pretext pentru o comunicare, pentru a se dezlega limba mai bine. Bine, dar despre wine trips o să le discutăm un pic mai târziu. Da. Acum o să vă spunem despre următorul erou, care este eroul istoric cu Tâlc. Da? Încă din adolescență și anii de liceu eram pătimii de muzică, rock, visând împreună cu un grup de tineri entuziasmați la propria trupă. Iubește și cunoaște multă poezie semnată de mari autori români, a făcut actorie, iar teatrul ocupă un loc aparte în cariera lui, pe care îl îmbină cu activitatea muzicală. Vorbim despre actorul, directorul teatrului Fără Nume din Chișinău și solistul trupei Gândul Mâței, Nicu Țărnă, care, așa cum am spus mai devreme, va fi invitatul emisiunii istoric cu Tâlc, difuzată duminică la TVR Moldova, începând cu ora 22. Hai să urmărim câteva secvențe. Hai. Noi eram 8-5 care gândeam altfel. În primul rând eram toți din, nu că ei ar fi din alte familii și noi am fi din familii selecte, dar așa ne-am întâlnit. În primul rând eram toți pro-români, adică gândeam românește, înțelegeam că lucrurile nu sunt așa cum, și deja era anul 90 când lucrurile se mai topeau, dezghețau. Eu consider România, vorbesc acum tot, și Republica Moldova și tot spațiul ăsta românesc care este al nostru, eu consider unul dintre cele mai frumoase locuri din lume, pentru că fii atent, avem și munte, avem și mare, avem unul dintre cele mai mari râuri, Dunărea, avem câmpie, avem coline. Pământuri bune. Da. Pământuri bune, fertile, adică și oameni buni. Eu cred în oameni buni, eu nu cred că există oameni răi. Eu cred că există oameni frustrați, care au avut niște traume, dar toată lumea este bună. Eu nu cred în institutul familiei, chiar dacă, deci, nu vreau acum să-mi sară toți în cap. Eu cred că dacă există doi oameni care se iubesc și țin unul în altul și sunt compatibili, trebuie să stea împreună. Dacă le place să-și pună inelul ăla, să-și-l pună. Vor să se cunune, să se cunune. Dar eu cred că oamenii pot să stea singuri și toată viața și nu neapărat. Pentru că la un moment dat tu vrei să fugi la alta, păi și cu inel și cu cununie fugi la altul. Fugi oricum, da. Dacă vrei. Sau invers, ea fuge la altul. Despre bărbați. Bărbatul trebuie să se țină de cuvânt. Femeilor nu le place asta. Eu cred că nici unul la bărbat nu le place când nu te ții de cuvânt, când nu-ți respecti cuvântul, când nu-ți respecti promisiunile. Eu cred că în primul rând asta ar însemna să fie un bărbat care își respectă promisiunile, da? Din fericire nu am avut ce, hai să spun, zic moldoveni, să împărțim, da, averea. Averi cu copii sau chestii de genul ăsta. Și sper, cred că o să avem loc de bună ziua. Dacă să vorbim de muzică, știi că mai mult se pune accent pe nunți cu metrici și așa mai departe și nu pe turnee sau concerte în sălile mari și așa mai departe. Dar nu regret de multe lucruri ce s-au întâmplat atunci, am cunoscut foarte multă lume bună, e o experiență de viață, da? Doar că lucrurile au mers mai departe altfel și doresc să fie fericiți rudele din partea aia, merge mai departe, sănătate tuturor, pentru că trebuie să fim oameni buni. Și dacă mă fac o
Dacă am greșit cu ceva, vă rog să mă iertați. Tu ce părere ai, Mihaela, de faptul că nu este important să semnezi, să ai un contract, partener, căsătorie, logodnă? Uite că a zis că fără inel sau cu inelor, familiei... cum pleacă dacă omul se îndrăgostește de altcineva? Eu sunt de părere că fiecare este în drept să-și construiască propriile reguli într-o relație. Pentru cineva funcționează căsătoria, pentru altcineva nu funcționează. Pentru și tine ar normal. Funcționa? Nu știu, o să mă întreb de câțiva ani, când sper că o să am ce să-ți povestesc. Mesajul clar. N-am ajuns la 30, încă nu mai fac niște, mai am timp. Deci, peste ani, o să ne revedem peste ani. Sperăm da. Să nu facem mișto atunci. Dacă ești cu cât ești, cu 8 ani mai mare, sper să ne revedem, da? Detaliile astea, uite, chiar n-ar trebui să fie date acum, pentru că am întrebat despre Institutul Familiei. Da, uite că cineva nu crede în așa ceva, crede că totuși este importantă dragoste între cei doi, că dacă există dragoste, nu mai e nevoie de niciun document ca să confirme lucrul ăsta. Eu cred că e individual de la caz la caz. Uh-huh. Acum, nu știu dacă ești curios, dar tot duminică va fi difuzată emisiunea Wine Trips. Da, sigur. Am văzut ieri că zâmbeai atunci când lucrai la această emisiune. Da, pentru că o să avem o ediție specială în care invitați sunt practic niște vinificatori, dar e vorba de modelul unei crame mici. Acum știi că în țările cu tradiții milenare de producere a vinificației, de exemplu a vinurilor, Franța, Spania, Portugalia și tot așa, sunt foarte multe crame mici, micuțe. Astea sunt cele care se dezvoltă. Da, și după care devin mai mari. Nu, ele rămân la statutul de mici. Da. Și, cine sunt invitații tăi? Sunt practic doi vinificatori. Și o să aflăm mai multe despre business planul lor și cum poate supraviețui o cramă mică în Republica Moldova. Da, zâmbea ieri, am văzut. Da? Mi-a plăcut. Păi deci... e și amuzant, i-am pus și la încercare, cu știi, cu din astea. Da. Așa că urmăriți Wine Trips începând cu ora 17 și istoric cu 22. Ba, bravo, te uiți, ești telespectator. Tu știi cât am învățat final. Eu ca să nu uit? Mult. Bun. Astăzi ziceam că e Dragobete, o sărbătoare populară care semnifică venirea primăverii. Da, există și o legendă. Dragobete, fiul babei Dochia, era zeul dragostei și al bunei dispoziții. Îi se mai spunea cap de primăvară sau cap de vară, fiind identificat cu același Cupidon, zeul iubirii în mitologia romană, și cu Eros, corespondentul acestuia în mitologia greacă. Corespondent, da. Așa, ziua de 24 februarie a reprezentat și începutul anului agricol. Se știe din bătrân că Dragobetele este și ziua când păsările își caută perechea, se strâng în stoluri și își ciripesc dragostea. Ce drăguț! Mm-hmm. Tot la calendarul istoric rămânem, dar mergem în 1908, când s-a născut... Harry Browner, folclorist și etnomuzicolog, fratele pictorului suprarealist Victor Browner și al fotografului Theodor Browner. Da, a fost unul dintre cei care au descoperit-o pe cântăreața de muzică populară Maria Tănase la mijlocul anilor 1930. A efectuat numeroase cercetări de teren în toată țara și s-a îngrijit de editarea muzicii românești pe discuri de gramofon la casele Lifa și Columbia, devenind membru onorific al The English Folk Dance and Song din Londra. Și după război a înființat Institutul de Folclor, Orchestra Barbu Lăutaru, a fost arestat și implicat fără vină în procesul Pătrășcanu, fiind condamnat la 15 ani de închisoare. În 1968, după rejudecarea procesului lui Pătrășcanu, a fost reabilitat și a primit o pensie mizeră. Așa este, mai vrem să vă vorbim despre un eveniment important în spațiul cultural românesc. Da, se naște în 1929 Marga Barbu, actrița română de teatru și film. Prima ei pasiune a fost dansul, dorind să-și urmeze mama, care era balerină la Viena. A fost angajată a operei române, dar la vizita medicală a descoperit o afecțiune cardiacă, fapt care a făcut-o să renunțe la o carieră în dans. Da, dar cu asta nu s-a încheiat viața. Viața continuă, urmând diferite cursuri de actorie, dans și filosofie, a ales în final actoria. A debutat în cinematografie în 1953 cu nepoții Gornistului, în regia lui Dinu Negreanu, fiind cunoscută în special pentru rolurile Anița din seria Haiducilor și Agata Slătinanu din seria Mărgelatul. A fost căsătorită timp de 30 de ani cu scriitorul Eugen Barbu. A fost distinsă în 2004 cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler. Așa este. Astea au fost informațiile la calendarul istoric. Cu mai multe evenimente revenim în ora următoare, dar... Pentru că suntem în zi de vineri, n-ați uitat, sper, n-ai uitat, nu? Nu, pe 24, astăzi, da. Este concertul lui Vale Bogdan. Da, asta n-am uitat. N-ai uitat, da? Bun. Așa, mai sunt și alte evenimente. Mai sunt și alte evenimente, doar că e bine să știm și noi, să știți și dumneavoastră, iar pentru asta colegii noștri s-au străduit. Da, noi venim cu recomandări de activități și evenimente la care am putea merge în acest sfârșit de săptămână, să vedem care ar fi ele. Hai.
Odihna este foarte importantă pentru starea noastră de bine, ca să avem o săptămână mai productivă, dar și pentru a petrece timpul frumos alături de cei dragi, am selectat câteva evenimente care vă pot aduce o stare de relaxare. Fie mergeți la un concert, la un spectacol sau pur și simplu faceți o plimbare, veți mai ieși din rutină și vă veți încărca bateria pentru o nouă săptămână de muncă. Astăzi, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală va fi organizat un atelier de confecționare a mărțișoarelor, sub îndrumarea muzeografilor, a profesorilor de la centrele de creație și a conducătorilor artistici. Iar în seara de dragobete, Vale Bogdan ne invită la un concert deosebit, dedicat iubirii. Noi ne-am jurat ca doi copii să ne iubim. Cititul este o călătorie în timp și spațiu, iar clubul de lectură în liniște al bibliotecii municipale organizează o șezătoare pentru toți pasionații de lectură. Dacă ești unul dintre ei, ia-ți cartea preferată și mergi la acest eveniment frumos, unde poți socializa, face schimb de cărți, primi sau face recomandări. Admiratorii de artă fotografică sunt așteptați la expoziția cu lucrări de Zaharia Kushnir. A fost un fotograf amator care a surprins în obiectiv momente mai mult sau mai puțin speciale din viața oamenilor de la sate din secolul trecut. La vernisaj veți putea vedea un trecut care nu se va mai repeta. Sâmbătă și duminică în Chișinău va fi organizat un iarmaroc cu genericul Târgul Yard Sale, unde veți găsi cadouri și decorațiuni, articole vintage, antiquariat, vă veți delecta cu muzică bună, dansuri și mâncare delicioasă. Teatrul Luceafărul ne invită la spectacolul Colivia cu nebune, o comedie despre aparențe și prejudecăți despre iubire în toate formele și manifestările ei. Nu numai pentru părinți, dar și pentru copii, teatrul este magie. Teatrul de păpuși Guguță invită micuții la spectacolul Fapta bună, multă adună, după opera lui Ion Creangă, iar Teatrul de Curici ne invită la o premieră pentru copiii de toate vârstele. Că tot sărbătorim dragostea, Anișoara Puică ne invită la concertul live Dragostea e cea mai frumoasă pace, unde va cânta pentru prima dată în duet cu Nicu Țărnă. Un sfârșit de săptămână frumos să aveți! Ce-i cu inima asta? De unii zdrobite, de alții iubite și plină de dor. Ți-ai făcut planul? Vădeam că dai scroll acolo, nici nu știi la care să te duci. Tu de la cât o să muncești în weekendul ăsta? Casă. O să stau în casă, doar la spectacol, iarăși acasă, duminică la fel, dimineața acasă, după care la spectacol și iar acasă. Acum că ați fost familiarizat cu toții cu programul colegului Anatol aici. Lucru care nu l-ați cerut, dar eu l-am spus, scuzați-mă. Da, hai să luăm și noi o pauză ca să ne revenim până în ora a doua, pentru că avem și în ora a doua invitați pe măsură. Da, zicem să o facem chiar acum.